Am revenit în partea a doua emisiunii alegeri locale 2012. Invitatul nostru este domnul Ion Ovidiu Brăiloiu, candidatul USL pentru primăria Eforie. Bună ziua, bine ați venit! Bine m-am găsit! Domnule Brăiloiu, v-ați lansat oficial candidatura și în fața locuitorilor din cele două Eforii, sâmbătă și duminică. Ați fost mulțumit? Cum v-au primit oamenii? Câteva detalii. Da, a fost o manifest, au fost două manifestări de fapt, una la care s-au adunat aproximativ 2500-2600 de locuitori, simpatizanți, membri și locuitori. Dar încredere, numărul bineînțeles, destul bineînțeles, de mare. Deci un număr atât de mare la niște evenimente politice unde e clar că de obicei nu te duci la cel care cu care vei vota, la cel care, pe care îl sprijin, al cărui proiecte le aprobi. Mi-a dat o încredere foarte mare acest lucru și sunt convins că avem potențialul acum și sprijinul necesar pentru a duce la bun sfârșit proiectele de care am vorbit atâta timp și pe care pe unele le-am început, pe altele așteptăm să le începem, sunt în bloc starter, să zicem. Deci este un eveniment, două bile albe, să zicem. A fost ok. M-am simțit chiar excelent, mai ales să mi-amintesc că am avut ocazia la Eforie Sud, am organizat chiar la zona Teatrului de Vară și chiar mi-a făcut mare plăcere să revăd foarte mulți colegi, prieteni, aminte și de copilărie, am copilărit în zona aia. Am avut, lume? Da, am avut întotdeauna emoții când mă întâlnesc cu oamenii din localitate, pentru că îi respect foarte mult și atunci normal că vreau să le transmit și mesajele foarte clar, sper să le înțeleagă foarte bine și să-i asigur încă o dată că ce am promis vom face. Asta a fost ideal și asta ne-am dorit și în plus am mai dorit să prezentăm echipa de consilieri. Așa cum bine știți, Uniunea Social-Liberală are o listă completă cu 22 de consilieri. Este un lucru necesar și este ar fi excelent dacă mesajele ar fi fost sau înțeles foarte bine, pentru că votând primarul USL și votând o echipă de consilier local majoritară USL, sigur este prima piedică pe care o vom debloca pentru continuarea proiectelor sau pentru finanțarea altora noi. Toți primarii lucrează cu un consiliu local, iar un consiliu local care se poate întâmpla să fie ostil, așa cum am avut eu ocazia în primul mandat, nu face decât să aducă de servicii comunității, efectiv de servicii. Văd că reprezentați USL, da, nu că PSD, ceea ce înseamnă că ați reușit să ajungeți la o înțelegere cu reprezentanții Partidului, da, Național Liberal și aici la Eforie, nu? Noi am colaborat și în mandatul trecut, eu personal am colaborat, viceprimarul este propus și susținut de noi, dar propus de Partidul Național Liberal. Avem o colaborare, eu spun, foarte bună cu cei de la Partidul Național Liberal și cu cei de la Partidul Conservator. Au venit alături de noi și cei de la minorități, Uniunea Democrată, Turcă, Totarul Musulman din România. Deci avem câteva organizații de pensionari, că ei sunt mai puțin mai răsfirați. Avem un sprijin, știu eu, destul de larg pe eșichierul politic. Chiar vorbeam astăzi cu reprezentantul PNG, care mi-a zis, domnule, tot sprijinul ai din partea noastră, noi n-am mai pus o listă, pentru că și noi susținem programul tău. Deci este un lucru foarte bun. Când v-ați urcat pe scenă, ce ați reușit să le transmiteți locuitorilor din Eforia? Cu alte cuvinte, cu ce planuri v-ați prezentat în fața electoratului din cele două Eforii? Acum, nu cred că știu să detaliez foarte mult, dar a trebuit să le prezentăm în primul rând echipa de consilieri, pentru că știți cum e, este o echipă
Sunt 22 de consilieri, acum nu toți sunt, unii locuiesc în Eforie Nord, unii locuiesc în Eforie Sud, unii sunt mai cunoscuți, unii mai puțin cunoscuți, dar una peste alta toți sunt niște oameni onești, oameni de valoare, oameni care au făcut ceva pentru orașul lor și care doresc să-i implice în problemele orașului. Și a fost absolut necesar să-i prezentăm, pentru că atât timp cât solicităm votul locuitorilor, mi se pare de bun simț și un lucru corect să îți prezinți echipa, oamenii să știe pe cine se bazează. De ce? Pentru că aș vrea în acest mandat să chiar să valorizăm prezența acestor consilieri prin o prezență mult mai activă a lor în cartier, în zonele de unde provin. Să-i trimiteți cumva ca reprezentanți ai dumneavoastră bineînțeles, în teren, să adune problemele să... oamenilor, exact, să vină exact la primărie, să spună cu ce se confruntă aceste persoane și să încercați să le rezolvați. Este un lucru foarte bun, că vă dați seama, la primărie se adună foarte multe probleme, este foarte mult de lucru, întotdeauna apar probleme neprevăzute, trebuie să le rezolvi în termen foarte, foarte urgenți și atunci se poate pe undeva să apară anumite nemulțumiri. Doamne, n-am reușit să intru sau am stat, am așteptat să intru în audiență, așa cum bine știți. Este normal, că fizic nu cred că ați putea fizic, să vorbiți în fiecare zi cu fiecare locuitor. Chiar am făcut asta în ultimii, timp. În ultimii 4 ani bineînțeles că este o zi oficială declarată zi de audiență, dar am lăsat la liber. A intrat fiecare, mi-am cerut scuze, domnule, cu rugămintea de a aștepta în ordine și a-l înțelege pe cel dinaintea ta, că fiecare așa, când ajunge în birou, ar sta, unii nu se mai plictisesc, ar sta foarte mult și abuzează chiar de timpul celor care așteaptă și ei să intre. Zâmbesc că mi-am adus aminte că de câte ori veneam la dumneavoastră, voiam să facem o știre, stăteam acolo cu orele, că știu că erați înăuntru cu oameni și îi ascultați, da, și mai deam un telefon, domn primar, vrem și noi știre, este urgent, trebuie să plecăm și nu reușeați. Da, astea sunt inerente. Acum am observat și că nu poți să tratezi pe eu, să-i bagi pe toți la grămadă, la un moment dat să spui, domnule, hai, intrați acum, intrați și eu, hai să vedem ce probleme aveți superficial. Deci chiar mă interesează ce probleme au, fiecare mai au intimitățile lor, au probleme care cred că dacă le discută între patru ochi sunt mult mai deschis sau mult mai evoluvi sau pot să-și expună mai bine problemele. Alții au probleme personale pe care nu doresc să le expună altora și e normal. Și nu poți să le spui, domnule, pun clepsidra pe masă, gata, ai 2 minute. Tot l-ascult, încerc să-l înțeleg, încerc să înțeleg ce problemă are și să îl direcționez către compartimentul pe care îi va rezolva problema. De cele mai multe ori reușim să rezolvăm problemele și asta este un lucru bun. Dar, zis, întotdeauna mi-am cerut scuze pentru întârzierile astea. Ar fi ideal dacă am putea intra toți odată. Să știți că tocmai din cauza asta folosim și adresele de Facebook, unele de multe ori și acolo tot un portal de audiență sau mail-urile primăriei. Da, știți că bătrânii, după 50 de ani, nu cred că pot intra pe Facebook. Exact. Cred vor că să... este un punct foarte bun pe dumneavoastră, acela de a trimite consilierii în teren. Asta e, revenind la consilieri, este normal ca toți consilierii să se implice mult mai activ, să cunoască problemele comunității în zona care au fost arondați și chiar să preia o mare parte din probleme. Bineînțeles că prezentându-le mie e mai ușor și eu să iau o decizie și să le rezolv mai repede și scurtăm timpul ăsta. Să vină omul la primărie să aștepte să vadă. Mulți vin, am constatat că vin de multe ori nepregătiți, vin doar să vadă dacă s-ar putea să. Așa, și când nu vine de multe ori nu puteți rezolva problema. Ba, eu nu sunt omul care să hai să o lălăim, mai vină și mâine, cum era în perioada înainte de 2004, așa, mai treci mâine, mai treci poi, mai treci joi, mai treci... Așa, era un mod de rezolvare a problemelor. Se urmărea până la urmă probabil să-l tracaseze pe cel care venea la primărie până se lăsa pe gubaș. Am
întâlnit manifestarea asta chiar la unii din cadrul personalului și a trebuit să luăm măsuri împotriva lor. Astăzi sper că am înțeles foarte bine că mie îmi place să lucrez, să rezolv lucrurile destul de repede și la moment, nu-mi place să las pe mâine, hai mai vedem mâine, dacă se poate să o rezolvăm, le rezolvăm azi, pentru că am învățat că mâine vin alte probleme. Nu e cazul să ne ascundem după, deci știm și noi foarte bine că în general în administrație se lucrează greu, te duci la ghișeu, ți se întoarce spatele sau ți se închide ușa. Cred că aici în orice administrație din toată țara rămâne un semn de întrebare de și factorul uman are un rol destul de important și aici depinde, deci trebuie să alegi și oamenii care lucrează cu publicul, care sunt la ghișeu, care sunt, au și o înclinație către lucrul ăsta. Nu toată lumea, unii sunt mai postași, mai poate sunt buni profesioniști, dar mai supăracioși așa, mai morocănoși. Omul care vine la ghișeu și întâlnește o față de asta morocănoasă, normal că se indispune și mai mult, că de obicei vine cu o problemă sau vine să plătească ceva și nu vine cu o dispoziție de asta prea bună când e să plătească ceva. Și atunci am încercat, de mereu le spun celor de la ghișeu, chiar eu când intru, mă uit pe geam să văd cum sunt și dacă îi văd așa, toți stau supărați, de multe ori chiar intră, domnule, ai o problemă sau încerc să-i fac semn. Zâmbește puțin, că un zâmbet poate să rezolve multe lucruri. N-ar rost să transmiți starea ta. Eu știu că au și ei nemulțumiri, că au salarii de mici, că n-au probleme cu locuințele, că au probleme. Nu puteți face nimic în acest sens, nu le puteți. E mai greu. Nu, asta ține de guvern și ați văzut că se va întâmpla acest lucru, măcar nu mărire. Să revenim la ce ne-au tăiat pe vremea guvernului Boc, atunci când s-au tăiat salarii, pensii, să sperăm că revenim la măcar la nivelul acela și că avem premisele necesare ca să creștem, pentru că probabil în ceasul al 24-lea au constatat și ei că consumul scăzuse atât de mult încât nu se mai putea vorbi de o repornire a economiei asta de consum. Dacă n-ai niciun ban în buzunar, doar stai și te uiți. Și atunci nu stă să se uită și ăla care produce haine, și ăla care produce de mâncare, și ăla care produce de îmbrăcat și așa, nu știu. E un lanț care se perpetuează. Stimulând consumul, poți să stimulezi și producția. Stimulezi producția, normal că va exista o creștere economică. Domnule Brăiloiu, în această perioadă de campanie electorală, în mod normal, toți candidații trebuie să stea printre oameni, să le asculte problemele, să le asculte păsurile și să vadă ce poate face pentru ei. Dumneavoastră, în toate aceste zile, ați reușit să stați de vorbă cu alegătorii, cu omul simplu, care poate acum se uită la noi la televizor și dacă da, ce v-au transmis acești oameni? Deci, diferența față de ceilalți alegători este că eu stau de vorbă cu oamenii de ani de zile. Și inclusiv acele audiențe înseamnă tot un asculta și rezolva problema oamenilor. Acum că ne deplasăm noi, de multe ori am făcut-o deplasându-ne noi la oameni acasă, este adevărat. Dar poate în perioada aceasta de campanie se intensifică puțin această activitate și am săptămânal câteva întâlniri cu pe zone cu locuitorii din respectivi. Fiind oameni, știu eu, de la câteva zeci de oameni la câteva sute. Nu poți să discuți o problemă, deja când depășesc cu 150-200 de persoane, e mai greu să te înțelegi, pentru că te duci acolo, te afli în mijlocul lor pentru a rezolva niște probleme comune, niște probleme ale localității, ale o agendă comună a localității și de multe ori sunt persoane care normal, au o problemă. Problema lor se pare cea mai importantă. Și unii încearcă să monopolizeze discuția în acest sens. Ceilalți se supără că stai că am venit să ascultăm altceva. Dar întotdeauna, nu știu, să echilibrăm balanța și am aflat probleme pe care pe unele le știam, altele le-am aflat. Sunt anumite nemulțumiri care apar tot timpul, mai ales când e vorba de plăti ceva. Fie că e scumpă factura de apă canal, fie că e scumpă factura de la Enel sau nu funcționează rețeaua cum trebuie, sau mai trebuie plombat o stradă sau mai trebuie reparat un trotuar. Sunt probleme pe care noi le-am preluat și le avem rezolvate în mare parte în activitatea pe care am avut-o în ultimii ani de zile și avem, bineînțeles, și programul pe care l-avem, pe care l-am propus pentru următorii 4 ani. Este un program
foarte clar, foarte concis, pe care l-am... Să țineți puțin mai mult la cameră. Da. L-am întocmit împreună cu echipa mea și în această mică broșură vor regăsi proiectele pe care le propunem, proiectele pe care le-am început, proiectele pe care le avem pe masă și trebuie să semnăm finanțările pentru ele, precum și cele care sunt de viitor. Și dacă o vor răsfoi, bineînțeles că vor vedea toate aceste lucruri și fondurile. Unde pot găsi locuitorii aceste broșuri? Aceste broșuri sunt distribuite de către colegii mei din consilieri, care fac parte din echipa de consilieri, însoțiți, bineînțeles, de simpatizanți sau militanți de-i noștri. Și fiecare consilier va sta de vorbă atunci când înmânează o astfel de broșură, va sta de vorbă cu persoana respectivă și îi va explica despre ce este vorba. Avem pe ultima, avem și o prezentare a colegilor din, pe care i-am propus ca și consilieri locali. Sunt cei 22, cu tot cu rezerve, ca să spunem. Dar mi s-a părut de bun simț să vii în fața alegătorilor cu un program, nu cu o fițuică, nu cu ceva copiat. În afară că poate mă satisface cât de cât orgoliu așa faptul că văd că ceilalți contracandidați au așteptat să scoatem noi, să scoatem programele, să vadă ce ne-am propus noi, că ei știu, ei se uită acolo și știu foarte bine, dacă și-a propus asta înseamnă că are și proiectele, zic că îl fac și eu. Și de multe ori se mai încearcă și improvizația aia, dar nu părea că se copiază, mai adăugăm ceva și de multe ori ce adaugă face deliciu publicului, de multe ori, de cele mai multe ori nu reușesc decât să stătească hohote de râs, sunt tot felul de năstrușnici înscrise acolo, dar una peste alta, dacă se dorește un program serios, un program realist și un program perfect executabil și care se poate implementa, este foarte clar, îl vor găsi în această broșură. Bineînțeles, avem și sloganul, construim împreună, continuăm împreună. Trebuie să vă reamintesc... Ce vreți să continuați împreună? Ce vreți să construiți împreună? Deci continuăm să construim ce am început. De exemplu, blocurile pentru problemele sociale. Sunt oameni care au fost dați evacuați din casă, oameni care unde familia s-a înmulțit, au mai mulți copii, nu spațiul le mai ajunge, construim locuințe pentru ei. Trebuie să continuăm să reparăm falezele. Am început, le-am reparat în Eforie Sud, mai avem în Eforie Nord. Trebuie să implementăm, mâine chiar am vizita în teren de la organismul de implementare pentru proiectul de care am mai vorbit, modernizarea falezei din Eforie Nord. Este un proiect de 100 de miliarde de lei. Proiectul cu parcul din Eforie, noul parc din Eforie Sud, este un parc care se întinde aproape pe 9000 de metri pătrați. Este încă un parc pe care îl facem pentru că a trebuit să refacem după o perioadă care a ținut cam din 92 până prin 2002-2003, în care parcurile au fost vândute la metru și sub privirile foarte liniștite așa ale unora care astăzi fac parte din alte echipe de consilieri sau care propun să facă parcul, să dreagă parcul, dar sunt oamenii care au votat și care au fost alături atunci când s-au vândut aceste parcuri. Dar trecând peste asta, proiectele sunt foarte multe, le-am structurat atât pe mediu, pe sănătate, pe turism, pentru că pe fiecare direcție de dezvoltare avem ceva de spus și avem ceva de făcut. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezență. Din păcate, emisiunea noastră a ajuns la final. Da, din păcate. Era foarte mult de vorbit, dar probabil nu o să mai avem ocazie. Cu siguranță o să vă invităm și cu altă ocazie. Da. Mulțumesc pentru prezență. A fost alături de noi domnul Ovidiu Brăiloi, candidatul USR pentru primăria Eforiei. Eu sunt Iulia Stanciu. Toate cele bune. Rămâneți alături de Antena 1.